Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, le dă asigurări comercianților din bazar că nu vor suporta ei cheltuielile cu încălzirea. Precizarea vine după ce au apărut zvonuri că oamenii vor plăti ei încălzirea bazarului. Mai mult, edilul șef al Sucevei a subliniat că modernizările vor continua în centrul comercial Bazar. Am avut discuții cu comercianții din bazar pe tema suportării costurilor de încălzire. I-am asigurat că nu vor plăti ei încălzirea bazarului, așa cum se vehiculează. Sistemul de încălzire a bazarului este racordat la rețeaua centralizată de încălzire a orașului, iar costurile vor fi suportate de municipalitate. Primăria Suceava a investit 10 milioane euro în bazar pentru a crea condiții civilizate de lucru. Vom continua lucrările de modernizare a bazarului în zonele din afara halelor acoperite, a declarat primarul Lungu.